surse chiar că ministrul Justiției ar fi primit în urmă cu câteva minute toate documentele necesare. Este o informație repet venită pe surse. Așteptăm și o reacție oficială din partea ministrului Justiției. Și într-adevăr, cei de la IGP au sesizat Curtea de Apel București cu privire la extrădarea lui Radu Mazăre. Acum Curtea de Apel București trebuie să vadă dacă sunt împlinite condițiile extrădării și așa mai departe. Pe de altă parte însă, cei de la Curtea de Apel vor trimite actele către Ministerul Justiției, deci ăsta este circuitul, Curtea de Apel, Ministerul Justiției, iar mai apoi Ministerul Justiției le va trimite în Madagascar, urmând ca judecătorii de acolo să se pronunțe pe această cerere privind extrădarea fostului edil al Constanței. Înțeleg că era cu iubita în momentul în care a fost reținut, cu partenera de viață. Era cu iubita, cu Roxana, da. Dar din 2017 se știa că această tânără de 32 de ani l-a însoțit pe Radu Mazăre acolo. Știu că poate pare ciudat așa, pentru că el avea foarte multe iubite, dar iată că se pare că s-a oprit la Roxana. Da, bun, asta e treaba lui, Roxana, la cine s-a oprit până la urmă. Eu vorbeam despre ce urmează acum. Deci acum ți-a confirmat și ministrul că lucrurile intră pe un făgaș normal? Da, acum însă vedem Sandra, pentru că știm prea bine, România nu are tratat de extradare cu Madagascar. Este acolo în custodia autorităților din Madagascar timp de 6 zile. Acum, permanent, autoritățile de la noi din țară, Ghebereu, Poliția Română colaborează cu autoritățile din Madagascar pentru aducerea în țara lui Mazăre. Dar știm prea bine că și Pica, și Udrea, și Ghiță, și Puiu Popoviciu, iată, deși au avut mandate de extradare, deși au fost prinși unii dintre acolo, da, în cazul Elenei Udrea, iată că încă sunt acolo. Haideți să vedem cum se mișcă autoritățile și dacă reușesc în cele din urmă să-l aducă pe Mazăre în România pentru a-și spăși pedeapsa de 9 ani și jumătate de închisoare.